Deși este o expoziție europeană, producătorii coreeni se bat de la egal la egal cu cei locali. Dovadă fiind conceptul Provo din spatele meu. Acest cupe cu două portiere și design îndrăzneț vrea să fie un concurent de temut pentru Mini și linia de S de la Citroen. Cu elemente ce trădează apartenența la noua familie de vehicule Kia, gabaritul compact al lui Provo are o lungime de 3,88 metri, o înălțime de 1,77 metri și o lățime de doar 1,35 metri. Grila frontală este o reinterpretare a unei idei de bot de tigru implementată în ultimele modele lansate, iar noile blocuri optice au un aspect îndrăzneț și au în componență mai mult de 850 de LED-uri de mici dimensiuni. Contactul cu solul se face prin intermediul unor jante impresionante de 19 inci, echipate cu anvelope performante. Dacă la toate dimensiunile pe care le-am prezentat până acum mai adăugăm un abatament de 2,53 metri, ne așteptăm ca în materie de manevrabilitate și comportament dinamic, Provo să se prezinte excelent. Noul concept nu este doar un exercițiu de design al companiei. Soluțiile constructive adoptate dovedesc atenția acordată dezvoltării tehnologice. Sub capotă, noul Provo ascunde un motor pe benzină turbo de 1,6 litri care produce 204 cai putere, iar transmisia este de tip Smart Forward Hybrid. Mai exact, puntea spate găzduiește un motor electric de tracțiune care poate suplimenta la nevoie cuplul motor furnizat de unitatea termică punții față. Acesta poate asigura un surplus de până la 45 de cai putere. În situația în care nu este nevoie de o viteză mare de deplasare, cum ar fi în cazul aglomerărilor urbane, Provo poate rula exclusiv electric, bazându-se pe motorul de care aminteam. Sistemul de regenerare a energiei este activat în momentul în care automobilul frânează în situațiile normale de deplasare.